Și dacă duminica viitoare s-ar organiza alegeri pentru Parlamentul Republicii Moldova, cu ce partid ați vota? Socialiștii au 17,9% din susținători, din voturi. Partidul nostru, 11,9%. PAS, Partidul Acțiune și Solidaritate, 11,1%. Platforma DA, 9%. PCRM, 5,2%. PDM, 3,1%. PPM, 3%. Partidul Liberal, 1,7%. PLDM, 0,4%. Mișcarea Antimafie 01, alt partid 03, nici unul aș distruge buletinul de vot. Asta este o opțiune care nu a ales-o respondentul, ci a răspuns ca într-un fel la o întrebare deschisă. 2,3% nu este satisfăcut de niciun aceste partide. Din nou răspunsul 1,5%, 25,3% din respondenți au zis că nu știu cu cine să voteze și nu ar vota 7,25% din respondenți. Am recalculat și aceste procente vis-a-vis de sub eșantionul celor deciși, sub eșantionul celor care au exprimat o opțiune. Deci, socialiștii au 28,1% din sufragii ai celor care au exprimat o opțiune. Partidul nostru, Renato Osatei, 18,7%, Maia Sandu, 17,4%, Platforma DA, 14,1%, PCRM, 8,2%, PDM, 4,9%, PPM 4,7%, etc. Deci dacă ar fi să judecăm după aceste cifre, în Parlament ar accede comuniștii, Platforma DA, PAS, Partidul nostru și PSRB.